Bine v-am găsit, dragi elevi! În clipul de astăzi vom vorbi despre iubire și vom descoperi împreună că iubirea este sentimentul cel mai înalt al omului. Cuvântul iubire denumește cel mai frumos sentiment pe care Dumnezeu ni l-a dăruit nouă, oamenilor, atunci când ne-a creat. De la Dumnezeu sunt dată, sunt în inimă purtată, fapta bună mă arată. Ce sunt? Foarte bine, iubirea. Dacă vă întrebați de unde avem acest sentiment minunat, este bine să știți că el vine de la Dumnezeu care este însuși iubirea. Dumnezeu ne-a creat din iubire, iar această iubire este scrisă în inima fiecărui om. De aceea, iubirea este cel mai înalt sentiment al omului și cel mai frumos. Iubiților, să ne iubim unul pe altul pentru că dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Dar cum putem noi să răspundem la această iubire a lui Dumnezeu? Omul răspunde la această iubire prin dragostea sa față de Dumnezeu Creatorul, față de oameni și față de natură. Dumnezeu însuși dovedește mereu o iubire nemărginită față de creația sa, pe care o ocrotește și aici vorbim despre natură, despre plante și animale și mai ales despre noi oamenii, copiii săi. Ca răspuns, suntem chemați să-L iubim din tot sufletul pe Dumnezeu Părintele Ceresc, dar și pe semenii noștri și natura. Dar cum putem să ne arătăm dragostea față de cineva? Când ai sufletul plin de iubire, simți o mare bucurie și putere de a face mult bine celor din jur. Dacă iubești pe cineva, te manifesti prin respect, bunăvoință, sinceritate, răbdare. Dar ce înseamnă să iubești pe cineva? Când avem iubire, totul este mai ușor. Nu te cerți cu nimeni și ești iertător. Nu te superi și nu ești mânios, căci îl ai în suflet pe Iisus Hristos. Când avem iubire, suntem fericiți, avem bucurie, suntem mulțumiți. Ajutăm pe toți și le dăruim din sufletul nostru tot ceea ce simțim. Când avem iubire, suntem luminoși, facem fapte bune și suntem voioși. Suntem buni, darnici, ascultăm frumos de părinți, profesori și de Iisus Hristos. Așa cum ne arată și poezia, să iubești înseamnă să fii bun, să fii darnic, să fii vesel, să fii blând, să fii răbdător, să faci fapte bune, să fii sincer. Să dovedim că îl iubim pe Dumnezeu și să îi iubim și pe cei din jurul nostru. V-ați gândit însă față de cine ne manifestăm noi cel mai frecvent iubirea? Dumnezeu ne îndeamnă să iubim pe fiecare om și să respectăm natura pe care El a creat-o. Ne arătăm dragostea față de Dumnezeu și față de cei din jur. Ne iubim prietenii, ne iubim familia, ne iubim colegii și alte persoane apropiate. Dacă am văzut ce înseamnă iubirea, cine ne-a dăruit această iubire și cum putem răspunde la ea, vom vedea în continuare de la cine putem lua exemple de iubire. Pentru a lămuri acest aspect, am să vă spun o povestioară despre Sfânta Cuvioasă Parascheva. În copilărie, Sfânta Parascheva mergea foarte des la biserică. Era însoțită de obicei de mama ei. Într-o zi însă, a mers singură. Pe drum a văzut un copilaș sărman care tremura de frig stând pe o bancă.
Era îmbrăcat cu o haină subțire și ruptă. Oare ce să fac? S-a întrebat ea. Tare mi-e milă. Eu port haine groase și mai am și altele acasă. El stă ghemuit aici, în bătaia vântului. S-a apropiat de copil și a zis, vrei să-ți dau haina mea călduroasă? Mi-e teamă că te vei îmbolnăvi dacă nu te încălzești puțin. Dar îți va fi ție frig. Atunci, hai să facem schimb, a spus ea bucuroasă. Așa vom avea fiecare câte o haină. Îți mulțumesc, a răspuns copilul plin de recunoștință. Pentru faptele sale bune, Sfânta Parascheva este numită cea milostivă. Ea este un model de bunătate pentru toți creștinii. Îngerii și sfinții sunt exemple de dragoste deplină. Dintre oameni, cea mai mare iubire a dovedit-o Sfânta Fecioară Maria și Sfântul Ioan Botezătorul prin rugăciune și fapte bune. Să urmăm și noi modelul lor în fiecare zi. Haideți să vedem ce lucruri minunate am învățat astăzi. Astăzi am aflat că iubirea este sentimentul nostru cel mai înalt. De asemenea, am aflat că iubirea este un dar de la Dumnezeu înscris în inimile noastre. Din iubire facem fapte bune fără a cere ceva în schimb. Sfinții sunt exemple de dragoste deplină pentru noi. Iubind oamenii și natura, îl iubim pe Dumnezeu. Să reținem. Mântuitorul Iisus Hristos ne învață să iubim pe Dumnezeu și pe aproapele nostru așa cum ne iubește El pe noi. Sfinții sunt exemple de oameni care pe pământ au iubit pe Dumnezeu și pe semeni. Iubirea este cel mai înalt sentiment al omului. Cine iubește pe Dumnezeu, pe oameni și natura arată că este fiu al Tatălui. Exersăm și ne jucăm. Așează corect cuvintele de mai jos pentru a descoperi propoziția. Înalt, iubirea, al omului, sentiment, cel mai, este. Foarte bine! Am obținut următoarea propoziție. Cel mai înalt sentiment al omului este iubirea. Exersăm și ne jucăm. În jocul pe care vi-l propun, trebuie să completăm următoarea frază. Sunt iubitor atunci când... Sunt iertător. Sunt bun cu oamenii. Sunt ascultător față de părinți. Sunt darnic. Nu sunt egoist. Mă joc frumos. Sunt harnic. Sunt respectuos cu profesorii. Și acum, la final, dragii mei, avem depus la inimă următorul verset. Să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit eu, ne îndeamnă Mântuitorul Iisus Hristos. La revedere!